Uite, chiar astăzi de ziua lui, Marian primește câteva urări din partea celor dragi. Vedem și noi mai multe în imaginile următoare. Mireasă pentru fiul meu. La mulți ani, Marian, pentru ziua de 24 decembrie. Te iubesc. Să fie iubit. Bineînțeles, iubirea învinge. Așa că iubiți-vă foarte mult. Să nu mai vă certați. O, ce veste minunată. Să prind 150 de ani și o să-i număr. Ce zică? Și să vină însura de acolo, de la emisiune. Se vede că se iubesc foarte mult, pentru că altfel nu... Adică nu poți să faci, să dăruiești niște sentimente, niște vorbe așa ușor, gratuit. Cristiana este o fată foarte potrivită pentru Marian. E drăguță, e frumoasă, dacă lui îi place, eu n-am nimic împotrivă, chiar îmi place și mie de ea. Nu mai da din coate că mă dor mâinile. Din punctul meu de vedere, Cristiana cu Cătălin nu se potriveau. Cătălin are... Pliscu mare. Să nu uitați că Moș Crăciun va veni în curând la voi doi. Să vă aducă moșul multe cadouri. Crezi că a fost cu minte, Marian, să se vină Moș Crăciun pe la el? Nu, cred că s-a învățat. Concurenților, la mulți ani, sărbători fericite, să fie iubiți. Marian și Cristiana vă doresc sărbători fericite. Cristiana și Marian, vă dorim... Cu mânuța înghețată, poate poate cerului. Cristiana și Marian, sărbători fericite. Și întreabă supărat. Cristiana și Marian, sărbători fericite. Fericite la mulți ani. Stelele de sus. Cristiana și Marian, sărbători fericite și la mulți ani. Ce mai zic? Ia cănus. Le-a luat vântul și le-a suflat prin sat. Cristiana și Marian, sărbători fericite. Atâta e. Ne-ai de la mare mării, vă urăm Crăciun fericit. La mulți ani.